Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea de astăzi se numește realizarea autostrăzii A7, nu înseamnă ignorarea problemelor de pe DN2E85. Stimate colegi, stimați colegi, cea mai mare investiție rutieră cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență o reprezintă autostrada Moldovei A7, cea care va lega Bucureștiul de nordul țării și care va parcurge și județul Buzău. Rolul acesteia va fi unul esențial pentru economia buzoiană, pentru asigurarea unei deplasări mai rapide între capitala țării și localitățile din județ, dar va contribui și la creșterea siguranței rutiere. Numai că, până în momentul în care autostrada Moldovei va fi dată în funcțiune, buzoienii, asemenea tuturor celor care tranzitează teritoriul țării de la Suceava la București, vor trebui să folosească pe mai departe singura rută de legătură, și anume drumul național 2E85, cunoscut și ca drumul morții. Sunt încurajatoare progresele care s-au înregistrat în privința autostrăzii A7, însă finalizarea ei este încă departe. În tot acest timp, oamenii continuă să-și piardă viața pe DN2E85, pe teritoriul județului Buzău și nu numai. În luna august a acestui an, o buzoiancă de 21 de ani, pasageră a unui autovehicul, a decedat în urma unui accident rutier produs la ieșire din Râmnicu Sărat către Vrancea. Iar 6 persoane, între care 3 copii, au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit în trafic pe E85 în județul Buzău. Cea mai mică dintre victimele celui de-al doilea accident avea doar 2 ani. Buzoienii, la fel ca toți cei care tranzitează E85, știu că este unul dintre cele mai periculoase drumuri din România, dovadă fiind numărul foarte mare de cruci pe care acesta le-a adunat de-a lungul timpului. Pot să înțeleg că autostrada Moldovei reprezintă o prioritate, că trebuie asigurate fonduri pentru aceasta, însă nu putem lăsa de izbeliște DN2, mai ales că tragediile continuă să se producă. Am solicitat Ministerului Transportului încă de anul trecut să aibă în vedere extinderea la 4 benzi a acestui drum pe segmentul cuprins între Buzău și Râmnicu Sărat și implementarea măsurilor de siguranță rutieră pentru participanții la trafic. Răspunsul mi s-a părut năucitor. Voi cita doar un singur paragraf care sintetizează poziția Ministerului față de DN2E85. Având în vedere proiectul prin construcția autostrăzii A7 și în special a stadiului avansat al implementării acestuia, respectiv semnarea contractelor de achiziție pentru realizarea lucrărilor, necesitatea asigurării fluidizării traficului în zona menționată de dumneavoastră va fi asigurată de realizarea autostrăzii A7. Stimați colegi, nu fluidizarea traficului este o problemă pe DN2E85, ci asigurarea măsurilor de siguranță rutieră necesare care să prevină pierderea de vieți omenești. Asigurările scrise oferite de instituții din subordinea Ministerului Transporturilor că monitorizează, acționează, că sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă pe E85, nu ajută. CNAIR m-a asigurat anul trecut că depune o activitate continuă de implementare a măsurilor tehnice care au ca scop reducerea numărului de accidente rutiere și de creșterea gradului de siguranță rutieră acționând aplicat pe acest drum. Din păcate, nimeni nu vede aceste măsuri. Tot CNAIR spunea că sunt programate lucrări de montare de parapeți, de protecție, amenajare de sensuri giratorii, treceri subterane pentru pietoni, pasarele pietonale. Unde sunt toate acestea? Greu de spus. Sigur nu pe DN2E85 și sigur nu în județul Buzău. Sunt perfect de acord că autostrada Moldovei reprezintă un proiect vital pentru județul Buzău, pentru dezvoltarea acestei regiuni a țării. Însă până când va fi gata A7, nu trebuie să neglijăm actuala rută. De aceea fac un apel către Ministerul Transporturilor, către CNAIR, să aibă în vedere de urgență implementarea măsurilor de siguranță rutieră pe DN2E85, precum și extinderea la 4 benzi de circulație a sectoarelor cele mai predispuse la accidente rutiere grave. Aceste proiecte de infrastructură, care nu presupun aceeași complexitate precum construcția unei autostrăzi, pot salva lunar vieți omenești. Vă mulțumesc!